Parlamentarii gorjeni nu se înțeleg pe proiectul privind reducerea vârstei de pensionare a minerilor și energeticienilor. Azi, liderul AUR și alți doi parlamentari au confirmat că vin la Târgu Jiu pentru a discuta cu protestatarii din piața prefecturii. Reprezentanții formațiunilor politice parlamentare din județ se întâlnesc mâine pentru a încerca să găsească o formă finală a amendamentului ce ar putea ajuta pe angajații complexului energetic Oltenia. Deputații au opinii diferite din considerente pur politice. Punctul meu de vedere este că această formă care a trecut tacit de către Senat, de Senat, are un impact bugetar mult prea mare. Asta este ceea ce am declarat, însă în forma inițială. Acest impact bugetar mare a fost și motivul pentru care am propus acel amendament pe care vi l-am transmis și dumneavoastră, astfel încât să restrângem mulțimea celor care ar putea beneficia de această nouă prevedere a legii, dacă ea va trece. Și am văzut de asemenea că apar tot felul de discuții cu privire la argumente pro și contra acest amendament. Eu consider și am vorbit și cu partenerii de coaliție că ar fi foarte important ca să stăm toți factorii implicați la aceeași masă. Am o mică senzație că o parte dintre parlamentari nu achesează la acest amendament pentru că nu au fost parte când el a fost depus. Deputatul USR spune că varianta pe care a propus-o exclude personalul TESA și angajații societăților de termoficare. Faptul că impactul bugetar mare este pentru forma inițială. Pentru amendamentul propus de mine, impactul bugetar e de câteva ori mai mic decât inițial. Din cei aproape 5.000 de oameni care erau doar în județul Gorj, prinși de acest text de lege trecut de Senat, rămân vreo 3.000 în județul Gorj și cam aia sunt singuri. Pe forma inițială intrau cei de la CET-uri, București, Timișoara, Galați, Craiova, Mehedinți, toate centralele astea termice care oferă termoficare orașelor, ceea ce sunt destul de mulți ca angajați, nu mai intră acum. Intrau producția de energie pe bază de gaz, nu mai intră acum. Intrau cei din birouri, acele birouri supraaglomerate cu oameni care nu știu unde sunt carierele. Parlamentarii PNL au declarat că proiectul de lege ar duce la plecarea în pensie a prea multor angajați ai CEO, ceea ce ar crea probleme de funcționare companiei. Deputatul USR afirmă că cei care pleacă ar putea fi înlocuiți. Apar discuții că dacă cei 5.000 pleacă, poate fi o problemă pentru CEO. Unii zic că și dacă pleacă cei 3.000 odată, poate fi o problemă de a funcționa această companie în continuare. Dacă pleacă 3.000 de oameni mâine, în condițiile în care doar anul trecut au plecat 1.200 și ceva și s-au angajat 545, se mai pot angaja câțiva oameni. Există tineri care au crescut pe lângă părinților, pe lângă acele cariere, care știu foarte bine ce face un lucrătuș mecanic, un sudor, știu fiecare rolă pe unde trece. A doua chestiune. CEO a plătit în ultimii 2 ani de zile 673.484 de lei pentru a susține învățământul dual. Au mers la câte un liceu cu activitățile astea termoenergetice și au spus dăm niște burse unor elevi pentru că atunci când ei termină post-liceala respectivă, liceul respectiv cu profil tehnologic, să fie pregătiți pentru a-i prelua în companie. Am plătit o sumă mare de bani pentru a pregăti acești elevi. Ei pot fi preluați și băgați în câmpul muncii pentru ce i-am plătit. Proiectul privind reducerea vârstei de pensionare a minerilor și energeticienilor a trecut tacit de Senat anul trecut și s-a blocat în Camera Deputaților, unde parlamentarii USR și PSD au depus amendamente.